Cum ar fi să manifesti în viața ta orice ți-ai dori? Să aduci înapoi o persoană din trecut sau să manifesti persoana ideală pentru tine cu un partener nou? Să vindeci boala din corpul tău și să ai sănătatea dorită? Să faci cât mai mulți bani care chiar să-ți ajungă pentru nevoile și dorințele tale? Să treci de la un job epuizant care nu te împlinește la cariera de succes pe care ți-ai dorit-o întotdeauna. Să manifesti casa dorită, mașina pe care ți-o dorești, vacanțele multiple și să ai mai mult timp pentru cei dragi. Astfel de realizări poate avea oricine aplică metoda Roxanei Borz de manifestare conștientă. Iar invitata mea de astăzi, Alina, poate să confirme treaba aceasta. Alina, salut și bine ai venit! Salut, îmi pare bine și mie să fiu cu voi. Spune-te-o frumos cu ce te ocupi. Ca și meserie, sunt tehnician dentar. De 20 de ani, practic, meseria aceasta. Deci asta făceai când ai intrat în program, da? Ai intrat cu... Da. O meserie foarte dificilă care cam mi-a acaparat toată viața. Cum arăta o zi din viața ta? Extrem de aglomerată, extrem de aglomerată și încă mai aveam stări de anxietate. Nu așa de mari cum le avusesem în trecut, că deja începusem să lucrez la asta, dar aveam senzația asta mereu că nu intră un ac în programul meu și oricât aș încerca să eliberez și să-mi fac spațiu pentru lucruri care tânjeam, nici cum nu reușeam să fac asta. Obișnuiam să spun, n-am timp să-mi spăl părul. Ce schimbări voiai să aduci în viața ta înainte să intri în program? Ce dorințe aveai? Ce visuri? Sincer, intrarea mea în program nu a fost neapărat direct legată de dorințe, cât a fost de înțelegerea aceasta că să evoluez spiritual și în parcursul acesta al meu spiritual știam că va urma și lucrurile pe care mi le doresc să se alinieze la asta tot mai mult, pentru că într-adevăr aveam și eu ceva dorințe cu care am intrat în curs. Cum ai descoperit programul Manifestation Academy? N-am ascultat niciodată pe Roxana. Chiar i-am zis dânsei că probabil că dacă aș fi ascultat-o pe TikTok aș fi avut rezistențe, pentru că eu veneam dintr-un cadru religios, am crescut într-un cadru religios foarte strict și inclusiv imaginea ei, cum arată, cum se prezintă, cred că ar fi ridicat la suprafață foarte multe rezistențe și eu doar am dat de ea, ascultând niște chestii spirituale pe internet, pe YouTube, am dat de o reclamă a programului ei și neavând foarte mult contact cu ea, deci pur și simplu am auzit despre ceea ce oferă programul, cam atâta, nu aveam contactul cu Roxana. Deci, da, și m-a atras foarte mult. Deci acolo ai zis pentru prima dată de Roxana. Da, o reclamă pe YouTube. Și ce ți-a stârnit interesul? Mi-a stârnit interesul că făcea legătura asta de manifestare a dorințelor pe plan spiritual, pentru că eu deja eram implicată în realitatea asta spirituală și era ceea ce căutam eu. Și mi s-a părut extraordinară legătura asta și cumva am simțit înăuntru meu că e pasul care trebuie să-l fac. A fost înăuntru meu așa o chemare, un call. De ce ai decis să lucrezi cu Roxana? Sincer, necunoscând-o, lucru pe care l-am decis în momentul ăla a fost că mi-a transmis ceva din spate, mi-a transmis ceva că e posibil, că se poate, că a fost ceea ce mi-a transmis dincolo de cuvinte, ce am perceput în spate. Ce așteptări aveai? Ca o siguranță. Uh-huh. Ce așteptări aveai când ai venit în program? Așteptările mele erau la un echilibru pe care l-așteptam în viața mea. Eu am avut un parcurs singură din 2009 în toată drumul ăsta al meu spiritual, să zic. Un parcurs în care cumva mi-a fost greu, tocmai din pricina asta, că mă simțeam singură, mă simțeam un outsider tot timpul, că
în domenii, în teritoriile în care eu operam sau în care mă aflam, eram destul de respinsă, pentru că eram văzută foarte diferită și că ce tot vrei, ce tot îți dorești, că nu-i. Și atunci eu mi-am dorit ca să pot să intru, să realizez anumite lucruri fiind ajutată de cineva. Deci ca și cum să am un sprijin la treaba asta, să nu mai... Adică mi-a foarte mult timp, îmi lua foarte mult timp să ajung la niște înțelegeri singură, deși erau foarte multe, foarte mulți ani în care mă trezeam noaptea și ascultam de pe YouTube sau așa, cum îți spuneam, nu prea încăpeau un ac în programul meu și atunci am simțit nevoia asta ca să fie cineva care să fie adunat deja lucrurile astea și să le pot prelua, să mi le poate transmite. Deci n-ai vrut să fii singură în parcursul ăsta, da, drum. Da, n-am vrut să fiu singură, da, dar eram cam sătulă de singurătate pe drumul ăsta. Și asta a fost problema pe care ți-ai dorit să o rezolvi? Singurătatea și să fie cineva pe... Nu. Nu singurătatea. Deci eu aveam, să zic despre problemele pe care eu le-am dorit să se rezolve, despre dorințele mele. Da. Deci lucru care, să zic, ardea la mine cel mai tare era pe relația de family. Eu sunt căsătorită de 23 de ani cu același partener și am 3 copii și mă confruntam cu situații extrem de diverse pentru că am un copilaș mic de 14-5 ani și 2 adolescenți. Unul are aproape, 7, aproape 18 și fata cealaltă de 14. Deci vârste foarte, mulțumesc, vârste foarte variate și... mi se părea că nu reușesc să-mi găsesc echilibru în toată conjunctura asta în care serviciul mă epuiza, familia îmi solicita foarte multă atenție, nu era niciodată timp pentru mine și cumva aveam percepția asta de un haos imens în tot ce ținea de familie. Parcă nu reușeam să-mi găsesc echilibru și nu știam că pot mai mult decât atât și că se poate mai mult decât ceea ce la momentul respectiv experimentam. Dar asta era experiența mea, haosul. Haosul în familie și pe lângă asta aveam așa un tânjet, că eu deja mă ocupam de mai mult timp de oameni, de întâlniri cu oameni, aveam dorința asta să ajut oamenii, dar nu vedeam o ieșire. Cum aș putea să mă îndrept spre ceea ce îmi place, spre ceea ce e pasiunea mea în a sta de vorbă cu oamenii, în a oferi ceea ce oamenii au nevoie, începând de la compasiune și mai ales pe drumul ăsta spiritual, îmi plăcea foarte mult să ofer ceea ce eu învățam. Ce ai încercat înainte să faci și care au fost frustrările tale înainte să intri în program? Am încercat să obțin anumite lucruri doar prin credință și rugăciune, fără să înțeleg că cum funcționează de fapt structura umană. Am încercat să obțin lucruri doar prin lucruri să obțin, să zic, echilibru și să zic, treaba asta cu haosul în familie și cu carieră și așa, să găsesc o scăpare, o evadare, o aliniere a lucrurilor, dar cumva doar prin elementele care ajunseseră la mine pe plan spiritual din partea religioasă mai mult. Și cumva am încercat toate variantele ce mi s-au oferit, mai ales de biserică, ce mi s-a oferit de a mă ruga, de a posti, de a studia Biblia, de a învăța versete, de a tot ceea ce mi s-a spus că funcționează și, de fapt, lucrurile multă vreme s-au amplificat pentru mine și nu știam ce se întâmplă. Adică eu încercam să fac bine, încercam să rezolv lucrurile, încercam să fac tot ce atârnă de mine și nu obțineam efectul dorit. Încă. De ce crezi că nu au funcționat tentativele tale de a ajunge în starea în care ești astăzi? Cred că am văzut cumva doar pentru că eu ieșisem din anumite înțelegeri religioase și aveam anumite percepții, dar este ca și cum privești o geantă și o privești doar dintr-un unghi. Pentru că ajunsesem la anumite lucruri, dar aveam nevoie de mai multe perspective. Și ăsta este lucru care eu l-am primit. Perspectiva din ansamblu
Și cumva venite din toate părțile au determinat ca lucrurile să înceapă să funcționeze și pentru mine. De unde ai luat cea mai mare valoare? A cursului? Da. Cred că din rezolvarea traumelor. Asta a fost un element pentru mine care a contat foarte mult și din iubirea de sine. Eu foarte mult m-am implicat prin mentalitatea pe care am avut-o de slujire, pe care am avut-o cumva din religie și m-am dăruit foarte mult în afară. M-am dăruit în cariera mea care a fost în și care mai este deocamdată în tranziție. Și în familie, în tot ce reprezenta, să zic, comunitatea umană ce ieșea în cale, adică oameni care aveau nevoie că erau bolnavi sau oameni care aveau nevoie că să fie ajutați financiar sau prin dărnicii și așa, prin orice fel de slujiri. Eu eram foarte mult implicată în a dărui, în a da oamenilor, în a oferi. Și nu eram deloc să stau să mă gândesc, bă, dar eu ce am nevoie, de fapt? Nu treceau prin mine. Da, nu treceau prin mine și atunci mă epuizau și mă ajunsesem, de multe ori ajungeam în punctul ăsta în care simțeam că nu mai există nimic în mine, ce să mai dau, că nu mai era nimic în mine. Ei, la curs ăsta a fost lucrul cel mai valoros pe care l-am primit, înțelegând că, de fapt, și atunci mi s-a luminat că eu cuplez foarte mult cu ce reprezintă Biblia, pentru că pentru mine foarte multe învățături au fost extrase de acolo, dar le-am văzut acum prin altă lumină. Și chiar primul verset care mi-a cuplat la începutul cursului în iubirea de sine a fost că, de fapt, Iisus când a spus iubiți, cea mai mare poruncă care a zis-o Iisus este să ne iubim unii pe alții, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci am cuplat, mi s-a luminat ca pe tine însuți. Cum de n-am înțeles până acum, că prima dată trebuie să mă iubesc pe mine, pe aici trebuie să treacă toate lucrurile, trebuie să poposesc eu, am dărui tot ceea ce este nevoie, valoare, siguranță, să ascult de ceea ce dorește sufletul meu, să împlinesc nevoile, deși fiind mamă cu 3 copii și cu atâtea responsabilități pe care le aveam, părea a fi egoism ceea ce începusem să fac și mental a trebuit să mă aliniez la realitatea asta, că nu este egoism, că de fapt este iubirea de sine, este total altceva, nu e egoism și de acolo de fapt izvorăsc toate lucrurile. Ei, și apoi lucru cu traumele, pentru că erau foarte mult contrast în mine care se acumulase de-a lungul anilor, nu mi-ascultam emoțiile, le refulam doar din când în când în stări de mânie și de anxietate și așa mai departe, chestii care erau datorită unor contraste ce se aflau în mine, pentru că eu niciodată n-am stat să văd pe ce traume am eu, ce gândesc eu din copilărie, ce mi se trage, nici prin cap nu mi-a trecut. Eu credeam că doar trebuie să mă uit înainte, să învăț, să gândesc pozitiv, să fiu, fără să mă ocup un pic, e ca și cum așezam și clădeam pe nisip și toată chestia aia tot timpul se tot distrugea, pica. Totul când venea un vânt mai mare, un val mai mare, tot pica. Pentru că, de fapt, nu clădeam pe fundație. Foarte tare. Ce momente de aha ai avut în timp ce ai lucrat cu Roxana Borz? Foarte multe momente de aha. Bun, am avut 5 cele mai importante. Da. Au fost momentele, cred că cel mai multe de aha-uri în care mi-am dat seama rădăcinile de unde porneau chestiile cu care eu mă confruntam în prezent. Când eu aveam anumită, deci învățată de cursul Roxanei, tot timpul îmi puneam întrebarea de la prezent, cum mă face să mă simt prezentul și atunci mă duceam în trecut. Și începeam să văd un pic, să merg pe linie, când m-am mai simțit în felul ăsta. Și acolo am dat de o mulțime de aha-uri care nu le-am conștientizat niciodată. N-am conștientizat niciodată o grămadă de chestii ce țin de soțul meu, de faptul că el este doar o reflexie a mea. Asta a fost chestia cea mai tare, pot să zic, din curs, care m-a ajutat enorm să înțeleg că tot ceea ce mi se întâmpla erau doar o reflexie a interiorului meu. Și mi-a și dat speranță foarte mare chestia asta. Am zis, wow, deci dacă într-adevăr toate sunt doar o reflexie, înseamnă că dacă schimb realitatea asta de aici, totul se poate schimba, adică chiar este speranță. Eram așa de lipsită de speranță că încercasem atâtea lucruri și nu funcționau, încât pur și simplu
No, astea au fost, pe partea asta au fost aha-urile cele mai mari, în care vedeam o chestie că se întâmplă cu soțul meu sau cu copiii și mi se lumina. Deci așa primeam, așa ca și un flash, stai un pic, că asta este doar o reflexie. Și mă duceam un pic în urmă și acolo venea un set de aha-uri. Aha, deci de asta se întâmplă așa, deci asta se reflectă din mine. A, deci eu trebuie să mă duc la aia și să rezolv chestia aia. Bun, o rezolvam și deja începeau să apară, nu neapărat instant. La unele chestii au apărut foarte repede, dar la unele știu că necesită timp și încă în continuare le aștept să se izvorască, pentru că este de lucru mai profund acolo. Dar m-au încurajat și lucrurile mărunte, așa, care le vedeam, unele mai mărunte, dar unele nu chiar mărunte, aș putea să spun, și cum vedeam că încep să se alinieze, mă încuraja foarte tare și asta a fost pentru mine o chestie grozavă. Apoi am avut aha-urile ce țineau de părinții mei, de rudele mele mai îndepărtate un pic, precum bunicii și străbunicii chiar. Chestii care au început să se așeze ca un puzzle și să-mi dau seama, aha, deci de-aia familia mea așa, deci de-aia lucrurile, de-aia îs eu așa cum sunt, de-aia funcționez așa. Deci aici, pe latura asta a traumelor, foarte multe aha-uri au venit. Ce să mai zic de aha-uri? În momentul în care începeam să mă percep pe mine, aici au fost multe aha-uri, iară când începeam să-mi dau seama, deci eu aici nu mă prețuiesc, deci eu aici consider că nu sunt suficient de bună, deci eu aici am concept de sine în care mă gândesc că nu am valoare sau că nu merit mai mult sau nu sunt vrednică. Foarte, foarte mult aha a venit din tot ce ține pe partea asta religioasă, în care toată structura ce ține de dumnezeire, de dragoste, de aici și la relațiile mele în casă, care erau cumva cu haos, toate erau legate și s-au inclus în aha-ul ăsta de a înțelege că, de fapt, în capul meu și în subconștient, tot era stocat ce ține de Dumnezeu cu vinovăție și rușine. Absolut tot. Deci era ceva de neseparat. Nu puteam să separ și atunci nu puteam să separ nimic ce ține de dragoste nici cu soțul meu, nici cu copiii mei, nici cu oamenii, cu relații, fără să fie însoțite de vină. Și intram mereu în cercul ăsta în care mi se confirma realitatea asta că sunt vinovată. Mi se demonstra. Pentru că, de fapt, înăuntru meu era structura asta. Aici cred că am avut aha-ul cel mai mare. N-a înțelege că nu sunt vinovată și că sunt perfect așa cum sunt. Și acum când mă conectez la gândul ăsta, îmi vine să plâng, că e o libertate extraordinară care a ieșit din aha-ul ăsta. Deci este extraordinar să te simți în sfârșit liber, că nu mai este kinga asta pe tine. M-am și descălțat de tot ce ține sistemul religios, am și ieșit din catastifele bisericii. Asta pentru mine a fost o eliberare foarte, foarte mare. Și a fost mare parte în aha-ul ăsta în ce ține de vinovăție și de structura asta, care cumva, nu neapărat numai de biserică mi-a fost transmisă, că întreaga societate românească e în felul ăsta, întreaga societate îți spune că tu ești de vină, că tu ești de vină, că dacă ceva nu se întâmplă, sigur ești tu de vină, că n-ai făcut ceva bine. No, cam așa câteva aha-uri care să ți le spun. Foarte, foarte profunde, e foarte interesant și mă bucur că ai și putut să pui în aplicare imediat și să vezi deja cu alt ochi că ceea ce se întâmplă nu este vina ta, exact ce spuneai tu. Și mă bucur că ai reușit să ieși din treaba asta. Și e clar, e de muncă în continuare, nu e ca și cum gata, s-a terminat. Spune-mi, te rog, cum s-a desfășurat lucrul cu Roxana și în ce zonă ai obținut cea mai mare valoare și de ce crezi că ai reușit? Și cele mai mari rezultate, la asta te referi? În ce zonă ai obținut cea mai mare valoare? De ce crezi că ai reușit să pui în aplicare ce este în cursul Roxanei? Așa, da. Deci, cursul Roxanei, pentru mine, mi s-a părut... deci eu, chiar înainte să am anunțul ăsta care mi-a venit așa, nu întâmplător, eu am avut așa un feeling, ca și o cerere înăuntru meu, fără să-mi dau seama, am folosit manifestare fără să știu, așa cum o predă. Eu începusem să cer următorul lucru. Chiar și în lucru cu oamenii, aveam așa în mintea mea, parcă din toate părțile, deci nu era
nu erau deloc așezate, nu erau deloc structurate. Și cumva din inima mea a izvorât dorința asta să cer ca o structură. O structură care să cumva să fie niște piloni pentru mine și să fie și pentru viața mea și pentru viața altora cu care intru în contact. Și aici a fost răspunsul la rugăciunea mea, cursul Roxanei. Și chiar eram așa în toate întâlnirile care erau săptămânale, în care Roxana, fiecare dintre noi aveam libertatea să venim cu ce ne confruntăm sau cu să ne ajute, pur și simplu nici nu am simțit nevoia să intervin, pentru că pentru mine cursurile au fost atât de valoroase și tot ceea ce a fost în ele a fost atât de suficient pentru mine, atât de... Deci, eu am văzut acolo mâna lui Dumnezeu, adică am văzut că nu e doar o chestie umană pusă la cap la cap printr-o gândire logică și rațională, ci am văzut că este mâna lui Dumnezeu, că este o realitate acolo de inspirație divină. Așa am luat-o și am privit prin credință că tot ce vine înspre mine este de bun augur și modul în care am privit lucrurile a fost ca și cum mă ia de la zero și nu știu nimic. Deși eu din 2009 aveam drumul meu spiritual și începusem să înțeleg foarte multe lucruri ce țin de spiritualitate, începusem să cuplez cu multe lucruri. Am avut și unele rezultate pe care le-am avut cât am fost în drumul meu singură, că a fost destul de lung. Dar am luat ca și cum iau totul de la zero. M-am făcut ca un copil, iarăși vin la ce spune Iisus, că dacă nu vă faceți ca niște copilași, nu o să puteți aveți parte de împărăția cerurilor. Ei, eu am luat-o ca și împărăția cerurilor pe care o descoper și mă adâncesc în ea și m-am făcut ca un copilaș. Și aveam multe rezistențe, precum îți spuneam, aveam multe rezistențe și religioase în spate. Și atunci am avut... inima asta deschisă ca să mă fac ca un copilaș și să iau tot ce vine spre mine ca și viață. Și atunci am luat de bun augur și am aplicat tot. Deci am depus efortul ăla în care să iau, să nu sar nimic, să iau cu consecvență tot ceea ce mi se oferă și să mănânc. Să mănânc, să mă satur. Și luând așa parcursul, nesărind de pe una pe alta, ci luându-le în ordinea în care au fost și cum au fost ele gândite și proiectate, apoi eu nu mai spun de mentorul pe care eu l-am avut, Ramona Simon, un om excepțional, extraordinar, am avut o conexiune extraordinară cu ea. Deci ceea ce mi s-a pus la dispoziție prin curs și prin mentorul pe care l-am avut, pentru mine a fost mai mult decât suficient. Pentru că oricum în toată realitatea asta a cursului a fost conexiunea divină în care îmi descopream multe profunzimi. Pentru că par așa simple multe chestii. A, gândește-te la tatăl tău, nu știu ce. Dar modul în care te învață Roxana să o faci, să nu mergi mental, să nu mergi prin amintirile tale, ci să începi să te lași conectat cu divinitatea și să te lași condus în profunzimea lucrurilor. Asta mi s-a părut extraordinar. Deci pentru mine cursul acesta a fost pur și simplu hrana pe care mi-a trimis-o Dumnezeu prin mâna Roxanei și am primit-o cu mare bucurie și m-a hrănit foarte mult și numai că m-a hrănit, m-a săturat. Deci m-a săturat. Ce rezultate? Așa. Cele mai valoroase vreau să spun, pot să spun câteva pe câteva teritorii. Sunt câteva teritorii. Unul, precum îți spuneam, care era și cea mai mare... astringentă, să zic așa, problema astringentă cu familia. Aici au început foarte multe lucruri și mai ales în ceea ce privește soțul meu. Eu deja aveam anumite rezultate în căsnicia mea, precum ți-am spus, sunt căsătorită de 23 de ani. Toată lumea știe că acum în vremurile de astăzi foarte greu mai întâlnesc o căsnicie care chiar să fie. Pentru mine nu exista, fiind cu anumite rezistențe, încă nu exista ideea divorțului, n-a existat niciodată și nu va exista pentru mine. Și atunci am avut o singură variantă, să lupt pentru căsătoria mea sau să fie, nu, așa îi și gata, așa îi și gata pentru mine, nu am putut să accept. Deși au fost foarte multe lucruri acolo care au afectat căsătoria noastră și chiar a fost
foarte grea, deci am trecut prin foarte multe în căsnicia noastră și multe chestii care erau de pe fond religios, cu supunerea femeii, cu a bărbatului, cu autoritate, cu, deci lucruri care mi-au secat inima, m-au îndepărtat și pur și simplu simțeam că nu mai am iubire. Ei, am început să lupt pentru căsnicia mea și cursul Roxanei pentru mine a pus toate lucrurile ca și un puzzle, lucruri pe care deja eu începeam să le practic și să le înțeleg despre soțul meu. Dar ideea aceasta că el este reflexia mea, când am început să înțeleg că de fapt tot ce trebuie să fac este să lucrez la mine, să-l las deoparte, și să încep să lucrez cu mine. Și pe măsură ce, deci eram în primele săptămâni deja în care eram aprofundată în iubirea de sine, wow, deci pentru mine eram ca și cum eram reîntregită, începeam să mă iubesc enorm, să-mi dau seama cât de prețioasă sunt și de valoroasă. Am început să îmi ofer foarte multe dragoste, începând și în timpul ăla al meu în care nu se permitea nimica și n-aveam timp să-mi spăl părul, ajungeam să stau pe terasă cu orele și să citesc și să fac ceea ce îmi place. Cumva, parcă timpul, nu știu, am experimentat chestia asta ca și o expansiune, nu pot să înțeleg. Deci a fost foarte tare și începeau cu niște alegeri. Alegeri în care aveam foarte multe variante, în care casa mi era vraiște. Erau lucruri în care începeam să mă simt vinovată, veneau copilul la mine și îmi spunea, mama, nu ai pregătit nimic de mâncare. Și am zis, astăzi nu este în frigider, ai pită unsă cu nu știu ce. Deci chestii în care au trebuit mental să ies din tot sentimentul ăla de vinovăție și toate chestiile alea care puneau presiune peste mine. Da, au rămas lucruri nefăcute în casă, am rămas fără mâncare în casă, așa. Au rămas momente în care la serviciu am zis nu la o grămadă de lucruri la care n-aș fi spus nu niciodată. Deci au fost niște limite pe care am început să mi le setez și am primit curajul ăsta să spun nu. Și pentru mine a fost extraordinar comunitatea de la curs, pentru că pentru prima dată în viață mi-a dat avânt că nu sunt singură, pentru că eu începusem tot parcursul al meu, tot singură, am fost peste tot unde mergeam, am văzut fost eretică în biserică, cumva m-a însuflețit. Și nu este vorba numai despre chestia asta că ești împreună cu cineva și îi vezi și pe ei. Nu, deci a fost dincolo de cuvinte, a fost la nivel de vibrație, la nivel de plan spiritual, niște chestii care le accesezi și intri în ele și ele te propulsează. Și iar o chestie foarte faină, vedeam așa cum fiecare piatră, orice persoană se îndrepta spre iubirea de sine sau rezolva o traumă sau avea o chestie pe care o realiza cu privire la vindecare, mi se părea că este, aveam și imaginea asta a bisericii de trup, de unitate și că clădim, că ceea ce clădesc eu se clădește peste și ce clădește persoana respectivă și e un tot unitar pe care clădim împreună și împreună tot ceea ce a realizat persoana respectivă vine și înspre mine și ce realizez eu merge înspre ea. Mai este un verset aici care mă ajută pe mine foarte mult și mi-a fost călăuză foarte mare în cursul ăsta și anume croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cei care vină după voi să fie mai degrabă vindecați. Și aici am văzut cum toate, deci a fost pentru prima dată când am avut în fața ochilor structura asta a unei zidiri în care ce zidea unul era pentru toți. Am mai avut experiențe, pentru că eu ieșisem din religie și am mai avut parte de mini-comunități în care începeau să se înțeleagă lucrurile astea, dar nu așa. Deci nu așa de power cum a fost aici. Și pe planul ăsta al relației, la mine au început să iasă la lumină niște chestii atunci când am început eu să mă consider importantă, să lucrez la traumele mele și la iubirea de sine. Au început să vină înspre mine atitudini diferite ale soțului meu, au început să mă respecte, să vorbească diferit cu mine. Deci, wow, ce s-a întâmplat și în intimitatea noastră. Aveam blocaje în intimitate din pricina vinovăției și a rușinii. Eram blocată maxim, eu nu mă puteam bucura în intimitate tot timpul. Era, simțeam că trebuie să fie ceva mai mult. Deci am început să mă bucur în intimitatea cu soțul meu. La un moment dat, el mă întreabă, ce-i cu tine că mă sperii?
Deci era chiar wow, și în relația noastră lucrurile au început să funcționeze pe partea de comunicare, pe a mă înțelege. Nici nu mai trebuie de multe ori să explic în cuvinte că citesc în ochii lui că mă iubește și mă acceptă așa cum sunt. Lucruri după care am tânjit ani de zile. Tot timpul eram chestia în care erau așteptări, adică avea o imagine cum trebuie să fie Alina, soția, nu cum sunt eu. Mă simt acum iubită pentru mine, pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Eram în relație cu fiul meu cel mare, care are 17 ani, într-o relație de manipulare foarte puternică, în care mă simțeam vinovată pentru multe lucruri care n-am crescut cum n-am știut la vremea respectivă. Eram tânără și nu știam prea multe lucruri, nu aveam acces la chestiile la care am acum. Și mă simțeam așa de vinovată și atunci eram în lanțul ăla al manipulării. Nu puteam să spun nu, nu eram în stare să spun nu. Am ieșit din chestia asta. Asta a fost iar o mare eliberare pentru mine. Fiica mea de 14 ani, ea a intrat pe tot felul de chestii ce țin de manifestare, de spiritualitate. Avem o conexiune fantastică. Deci începe să fie armonie. Chiar și câinele pe care le avem, că avem un amstaff în casă. E o poveste lungă cu el, cum ne-am conectat și cum prin el se conectează fiecare și după aceea se creează un tot unitar. Deci până și câinele în casa mea a început să se lucreze prin el și să fie o energie extraordinară. Plus copilașul meu mic, s-au rezolvat multe lucruri ce țineau de el. Foarte, foarte faine chestii care s-au întâmplat și acolo cu el. Asta pe partea de familie și pe partea financiară, pe partea de carieră, pentru prima dată, deci aici la familie chiar am avut rezultate. Pe partea de carieră, rezultatele pe care le-am avut au fost că efectiv ajunsesem în punctul în care Augustul ăsta care a fost acum, de 20 de ani de când sunt în tehnică dentară, toți colegii mei au zis nu a existat așa ceva. Deci nu există August în casă în care, deci noi lucram de dimineață până seara. Augustul tu nu vedeai lumina soarelui. Pentru că erau străini care veneau și tot timpul, deci de 20 de ani de când lucrez, așa a fost Augustul. Și mi-am dorit să fiu pe terasă și am fost ore în șir pe terasă în August. Nu a mai fost așa de mult de lucru, dar a fost echilibru și a fost ok. Deci știu că a fost tot manifestarea mea și multe lucruri care au început un pic să se schimbe relațiile, în relațiile cu colegii, percepția lor despre mine, comunicarea cu medicii, pentru că acum știam că ei reflectă. Vedeam cu un coleg vorbește într-un anumit fel și se ceartă cu el și așa, și când veneam eu la telefon, deși eram de vină și greșise. De fapt, la lucrarea respectivă cu mine nu mai avea nimic. Toate lucrurile astea au fost extraordinare și în ce privește relația cu serviciu. Dar cea mai realizabilă chestie, cea mai tare chestie, de fapt, pe care am realizat-o, a fost faptul că am depășit foarte multe frici de expunere și a face tranziția asta înspre a mă duce spre pasiunea vieții mele, care este să stau de vorbă cu oameni. Și așa, prin ceea ce ne-a învățat Roxana, am început să mă expun la TikTok și să încep să ajung să am clienți și să pot să ajung să vorbesc cu oamenii și sunt perioada asta de tranziție. Dar e adevărat, aici mai am multe lucruri, pentru că sunt concepțiile mele, cum să lucrez pentru bani, sunt multe lucruri acolo care trebuie să se mai așeze, dar îmi dau timp, îmi dau spațiu și am răbdare cu mine să se așeze și lucrurile astea. Cea mai mare chestie, iară, ce ține de libertatea mea, ieșirea asta de pe tot plan religios, schingile alea de care am scăpat. Am avut puterea să spun, da, sunt bine, deși eram considerată că îs eretică și că îs varză și că am căzut de la credință și că o să ajung în iad și tot felul de chestii de genul ăsta. Am ajuns să pot să stau în picioare și să mă simt liberă. Deci să mă simt liberă, asta pentru mine iarăși a fost o chestie super tare. No, cam astea să zic, punctele forte în care am văzut rezultate. Felicitări! Ai câteva rezultate, atât pe partea de familie, profesional, cât lucru cu tine. Da.
lucru cu mine. Foarte interesante lucrurile pe care le-ai spus. E ca și un film. Și la sănătate. La sănătate sunt și acolo câteva lucruri. Deci și acolo s-au rezolvat niște chestii ce țin de anxietate, ce țin de anumite stări lăuntrice pe care le aveam și care le simțeam în corp foarte puternic prin anumite dureri. Iarăși pe partea ce ține de slăbit și acolo am înțeles niște lucruri și nu mai vreau să mai intru în treaba cu toate curele și așa că mă și după ce l-am născut pe ultimul copil la 40 de ani, nu chiar la fel, dar încep să gândesc diferit și am văzut rezultate și pe partea asta, dar deci în fiecare teritoriu am văzut câte ceva. Deci cursul ți-a adus o mare claritate în viața da, ta, da, da, în o claritate foarte mare. Și de ce crezi că s-au îmbunătățit toate lucrurile astea? Cum spui? Încă o dată, te rog. De ce crezi că s-au îmbunătățit toate aceste rezultate? Toate rezultatele astea s-au îmbunătățit pentru că mi-am schimbat eu imaginea despre mine. Și pentru că și eu înainte aveam conexiunea asta la divinitate, de unde curg toate lucrurile, dar curgea înspre mine, însă eu le blocam aici, pentru că nu le puteam primi. Nu le puteam primi pentru mine. Și atunci când am început să lucrez la treaba asta, la ce ține de lăuntrul meu și să întorc oglinda mai mult înspre mine și eu mulți ani am întors oglinda de înspre mine, dar știi cum mă întorceam înspre mine, spunând, a, da, și eu îți devin aici, am căutat vina. Uh-huh. A fost pentru prima dată când am întors oglinda spre mine ca să văd iubire și doar iubire și prețuire și valoare. Și atunci, pe măsură ce mi-am dat voie să mă văd perfectă, să mă văd valoroasă, să mă văd unică, iarăși un lucru foarte mult pe care l-am apreciat în cursul Roxanei și care o vizează pe ea special, este autenticitatea ei și chiar dacă ea prezintă o metodă și ne și învață să cumva să ne inițiază în a învăța pe alții, a intra în procesul ăsta de a învăța pe alții, a fost prima dată când am întâlnit, că am fost în mai multe organizații sau tipuri de comunități, precum ți-am spus, dar a fost pentru prima dată unde am întâlnit libertatea de unicitate, de a fi așa cum ești tu. Deci dacă tu prezinți un mesaj sau vorbești despre manifestare sau despre orice altceva, fă în felul tău. Conectează-te la realitatea aia, cine ești și cum ești tu construit și cum funcționezi tu și fii tu însuți. Deci chestia asta am apreciat-o enorm, am cuplat foarte mult pentru ea, cu ea și mai ales că eu aveam și un limbaj religios. Cum să vorbesc cu oamenilor despre manifestare când eu am limbaj religios cu care s-o obișnuită? Ei, Ramona Simon, foarte, mentora mea, foarte mult m-a încurajat să o fac în felul meu, să o fac în felul meu. Lucru care de altfel și chiar îmi zicea de multe ori Ramona, zicea, uite, asta e chestia care ne transmite Roxana tot timpul, învățați-vă oameni să fie ei însăși, să fie așa cum sunt ei înăuntru lor. Asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci, practic, toate rezultatele cred că îs pe urma regăsirii mele, că m-am regăsit eu pe mine, m-am regăsit eu. Felicitări, foarte tare. E o capcană în care cădem cu toții de multe ori și așa-i. Culmea e în fața noastră, exact cum ai zis tu, în oglindă, suntem noi, suntem aici. Ne vorbește și totuși nu luăm. Exact, da, e o capcană în care cădem și dacă nu suntem atenți, din păcate, ne pot afecta multe domenii ale vieții. De ce crezi că cineva care ne ascultă ar trebui să apuce chiar acum de programul Roxanei? Ce îi recomanda unui om care este acum în starea în care ai fost și tu? Este așa de multă suferință și este așa de multă stagnare în ceea ce reprezintă o viață care nu are, nu știu, nu are bucurie, nu are pasiune. Ne-am obișnuit așa de mult să fim pe modelul supraviețuire, încât nici nu mai realizăm că de fapt nu trăim. Mesajul meu ar fi așa, amintește-ți că ești viu. Fă un pas. E ca și cum
Ai uitat ce înseamnă viața, ai uitat ce înseamnă experiența vieții și ești acolo într-o bulă în care ai nevoie un pic să fii zgâțuit și să ți se zică, vezi că ești într-o bulă, este mai mult decât atât. Și lucru care ar trebui să pună pe gânduri pe cineva și pe care eu îl transmit și acum mă refer direct la cine mă aude. Dacă ai o problemă, problema ta, oricât vei încerca să o rezolvi, se va intensifica. Pentru că problema ta îți va vorbi, boala ta îți va vorbi tot mai profund. Problema de sănătate, problema în relații, orice, problema financiară. Dacă glasul este așa de mic încât deocamdată încă poți să-i dai skip, va veni vremea în care nu va mai fi așa și nu vei mai putea. Numai că din punctul ăla este mult mai greu. Așa că mai este un verset, iar vin cu versete de Biblie, spune, da, cât se zice astăzi. Deci, în punctul în care ești acum, în viața ta, este mai ușor decât în ceea ce lași să se tărăgăneze. Toți avem nevoie să ne descoperim, toți avem nevoie, nu mai credem că există bucurie, nu mai credem că într-adevăr viața poate să fie ușoară, nu mai credem că viața poate să fie frumoasă, dar ea este și ai nevoie de experiența acestei vieți. Dar avem nevoie și să ne dăm permisiunea să experimentăm și ceea ce nu ne place, dar nu trebuie să fie așa viața noastră, să fie continuă așa. Ci avem nevoie să vedem că există ceva mai mult decât atât. Și asta, da, există doar prin conexiunea asta cu divinitatea, de a înțelege cum funcționează lucrurile, de a lucra cu tine. Și pentru asta cursul ăsta este extraordinar. Deci tot ce are nevoie o persoană ca să poată și să se trezească și dacă e trezită deja, să poată, indiferent unde ar fi în drumul ei, poate să primească o valoare din cursul ăsta. Super, Alina! Îți mulțumesc tare mult și îți doresc în continuare să ai putere, să ajuți cât mai mulți oameni, spor în tot ceea ce faci, să inspiri cât mai multe persoane și să-ți duci misiunea acolo unde ți-ai propus. Da, și la asta eu voi spune un amin puternic. Mulțumesc și spor în toate!